spream, n-am auzit în culise un lucru pe care recunosc cu rușine că nu-l știam. Este în topuri în Japonia cu piesa Tell Me Why și este unul din mulți artiști români pe care poate mulți dintre voi ați auzit pe la radiourile din străinătate. Muzica românească se aude nu numai în România, e din ce în ce mai prezentă în toată Europa. Și asta să știți că în mare măsură și datorită vouă. Mulțumim frumos! Da, se poate. Dacă noi am adus-o din Australia pe Xonia, de ce să ne-o trimitem pe Amna să ne reprezinte cu mândrie și acolo? Vreau să vă întreb dacă pentru seara asta ați votat. Dacă ați intrat pe net și v-ați votat favoriții. Cine a votat? Ia să vă mâna sus. Cine a votat? E foarte important să avem prezență 50% plus 1 în seara asta. Dacă nu avem 50% plus 1, se anulează premiile și se fac din nou săptămâna viitoare. Așa că vă rugăm frumos să votați în proporție de 50% plus 1. În seara asta vă aducem mulți artiști pe scenă, dăm premii și avem un invitat special care cântă în Italia, e din România și dacă vorbeam de români plecați în Italia, vă aducem chiar aici pe scenă pe unul. O să vă facem cunoștință cu Ian, român din Italia, care are succes acolo. Să-l aplaudăm! Aplauze!